Locul acesta va arde, dar nu din cauza scânteilor purtate de vânt. Răzbunarea mea îl va transforma în scrum. Brand, flacăra răzbunării. Kegan Rode, fiul unei vindecătoare din Freljord, a fost paria încă de la naștere. Puținele cunoștințe de magie și botanică ale mamei sale le-au permis celor doi să supraviețuiască la marginea unei comunități micuțe de pe coastă, numită Golful lui Rigan. N-avea mulți prieteni și nici nu-și făcea ușor prieteni noi. Aflase de mic că tatăl său fusese un asasin inamic, iar acest fapt plus prezența lui Kegan făcuse ca toată lumea să o ocolească pe mama lui. Ceilalți sătenii spuneau bastardul asasinului. Resentimentele lui Kegan ardeau mognit și adesea răbufneau violent. Într-un final, după o iarnă care părea că nu se mai sfârșește, trupul fragil al mamei sale a cedat. În timp ce împrăștia cenușa, Kegan se gândea la toți oamenii pe care ea îi vindecase. Niciunul din ei nu venise să-și a rămas bun. Știa că sătenii își doreau ca și el să dispară înghițit de zăpezi. Hotărâ să le îndeplinească dorința, dar nu înainte să se răzbune, a dat foc satului în timpul nopții și a fugit, alegându-se cu cicatrici care n-aveau să se mai vindice vreodată. Kegan a început să cutreiere tundra înghețată din Freljord. Își spunea în sinea lui că își căuta tatăl, dar știa în adâncul sufletului că nu căuta decât pe cineva să fie prieten sau să-i arate un dram de bunătate. Dar n-a găsit pe nimeni, așa că s-a adăpostit într-o peșteră unde a aștepta să moară. Însă nu moartea a venit la el, ci un alt paria, un mag misterios pe nume Rise. Rise bot, bă! A văzut potențialul din acest tânăr pe jumătate înghețat și l-a luat ca ucenic. Nu le-a fost ușor, magia sălbatică a lui Kegan îi frustra pe amândoi. Mai mult, Rise îi cerea mereu să fie umil și să aibă răbdare, dar tânărul nu l-asculta. Din păcate, instruirea lui Kegan avea să fie mereu pe plan secundar față de principala misiune a lui... Bă, zicem Rise sau Rize. Acum să fim serioși, Y cu ei. Deci, e Silas, Silas, e Rize, Rise. Nu știu ce să zic. O să zic Rize. M-am învățat să zic Rize, bot, de când nu știam cu boții. De foarte mult timp, Rize încerca să adune și să ascundă o putere care ar fi putut distruge Runeterra, legendarele rune antice. După ce a descoperit o asemenea rună, Kegan a fost cuprins de aceeași tentație disperată care îi nebunise pe atâția înaintea lui. Runele erau sursa întregii puteri magice din lume. Și fără să țină cont de avertizările maestrului său, Kegan a ales să-și însușească una. Rize a fost obligat să-și privească ucenicul ars de magia pură. Sufletul lui Kegan a fost mistuit. Creatura care s-a născut în acel moment nu mai era tânărul ursuz pe care Rize îl salvase din zăpezi, nici magul din Freljord care devenise prieten. În schimb, această ființă răzbunătoare de foc și furie, care se întrupase pe tărâmul muritorilor, urma să devină cunoscută drept Brand. Blestemându-și fostul maestru și pe toți ceilalți muritori care l-ar fi împiedicat să găsească runele, Brand l-a atacat pe Rize cu flăcările sale magice, iar Rize de-abia a reușit să scape cu viață. În secolele care au trecut de atunci, Brand a dus o viață anarhică și sălbatică, de-a lungul căreia a luat și a tot luat, dar n-a dat nimic înapoi. Uneori cutreieră cerul ca o cometă, alteori se afundă în pământ înghețat și doarme așteptând inconfundabilul miros al magiei care îl va conduce către următoarea rună antică. Iar dacă ia urma vreunia, nu-s mulți în Runeterra a căror putere l-ar putea opri. Și așa Brand a devenit Brand. Băi, pare destul de OP, mai OP decât Rize. Și Rize e în intro ăla antic de la Rito, adică ar trebui să fie OP, cel puțin în lumea asta lor. Cine dracul ar putea bate pe Brand?